Craiovenii au profitat din plin de prima zi de vară și de cele 21 de grade din termometre și au ieșit la o cafea cu prietenii. La orele prânzului, în centrul Craiovei, terasele erau pline de tineri care au ieșit să socializeze. Frumos, relaxat. Vă dați seama. Așteptam de mult. În toată această perioadă, când terasele și restaurantele au fost închise, patronii au suferit pierderi uriașe. Nici acum nu sunt prea optimiști că lucrurile se vor schimba în bine prea curând și au luat însă măsuri pentru ca viitorii clienți să se simtă în siguranță. Personalul a fost în șomaj tehnic în aceste luni, nu am desfășurat niciun fel de activitate. De luni o să fie prima deschidere în această perioadă. Vor lucra în tur acum că deschideți, iată, terasa de luni? Vor lucra și în ture în funcție de clienții care vor veni. Să sperăm că o să putem să dăm de lucru la toți oamenii care îi avem, să-i reintegrăm ușor-ușor în câmpul muncii. Și în bucătărie sunt niște reguli mai stricte decât înainte. La fel, echipament de protecție pentru bucătari, dezinfectanți pentru toate suprafețele. Totul va fi în condiții de maximă siguranță. Tot de astăzi vom putea merge și la plajă, dar și aici e nevoie de păstrarea distanței de 2 metri între scaune.